Salut! Astăzi vreau să vă arăt ce update-uri am făcut, să zic așa, la instalația electrică din garaj. În primul rând, am pus și priza Smart PNI W850. Am pus-o și firele ei le-am pus printr-un copex metalic, pentru că fiind aplicată pe lemn, este mai sigur să fie trasă prin copex metalic. O să caut să găsesc o placă, am înțeles că ar fi bună textolit, adică o placă termoizolatoare, să pun sub priza aceasta și sub priza industrială, ca să protejeze mai bine lemnul în cazul în care are probleme de încălzire priza, să zic, deși nu ar trebui. În rest, am umblat un pic la tablou. Dacă țineți minte, avem pe general un RCB-o de 25 A, ceea ce nu era neapărat corect. Dar l-am schimbat acum și am pus un RCCB, adică un diferențial pur. Nu vă speriați de cifra aceasta de 40 A. Cum vă spuneam, este un RCB-o pur, adică nu oferă nicio protecție la supracurent sau scurt circuit, este doar pentru diferențial de 30 de miliamperi. L-am luat mai mare, adică de 40 de amperi, ca să reziste mai bine contactele din interiorul său, pentru că dacă aș fi pus una de 32 de amperi, să zic, și aș fi folosit priza industrială la maxim, adică la 32 de amperi, și mai avem și alți consumatori în garaj, s-ar fi chinuit acea protecție pe general de 32 de amperi. Deci RCCB diferențial pur de 30 de miliamperi. Apoi am schimbat un pic poziția, am pus priza de aici și priza care duce afară. Era în partea asta, cum le-am pus aici, și circuitul de lumini aici. Și apoi am mai adăugat un contor. Acesta este comandat de pe EMAG, era mai comod, este undeva la 110 lei. Și pe acest contor am pus cele două prize, priza industrială și priza smart. Deci acestea vor fi folosite pentru încărcarea mașinii. Și am vrut să văd exact cât ce consum am pentru aceste două prize, adică practic cât curent bag eu în mașină. Sigur, nu vă voi încărca doar acasă, adică am posibilitatea să încarc și la serviciu. Deocamdată nu am încărcat nicăieri în oraș, la nicio stație publică, dar vreau să am evidența consumului de acasă. Deci am pus contorul doar pe aceste două circuite de priză și nu l-am pus imediat după general, pentru că nu vreau să contorizeze și luminile și celelalte două prize. Da, și deocamdată indică un 4 kW 0,3, deci are 2 decimale. Hai să-l și testăm, este conectat încărcătorul de 10 A și să vedem dacă funcționează. Ieri am făcut un test de la 72 la 83%, parcă, adică state of charge, bateria avea de la 72 la 83%. Contorul a indicat un consum de 2,88 kW/h. Da, se vede. A crescut deja 404. LED-ul ne indică că este sub tensiune, adică există consumatori pe cele două circuite, adică pe oricare dintre cele două circuite, 405, da. Deci funcționează. Este un, cum vă spuneam, un contor simplu, nu are nimic smart, dar e suficient ca să țin evidența consumului pe care o să-l am cu Dacia Spring când încarc acasă. O să mai pun probabil și celelalte două circuite de priză tot prin copex metalic ca să fiu 100%
Sigur că nu am niciun fel de probleme din cazul că este pus pe lemn. Și cam atât deocamdată. Acesta este tabloul și instalația mea actualizată pentru încărcarea Dacia Spring. Vă mulțumesc și ne vedem data viitoare.